Nu prea am reușit să fac o listă. Elementele care ar trebui să le... La ce oră ai făcut și tu? Să, aveți, să le aveți în vedere în permanență e că totul trebuie planificat. Nu poți să faci link building prin advertoriale de dragul de a face. Trebuie să te organizezi și să prioritizezi. Trebuie să ai o strategie foarte clară în spate și trebuie să știi exact ce se întâmplă și în ce punct se întâmplă și să încerci să ții cât de cât totul sub control și să ai răbdare. În momentul în care îți aduci link-uri de pe alte site-uri folosind advertoriale, nu o să ai rezultate imediate. Nu e AdWords, nu plătești la click, nu, Google nu te ajută aici, nu e să te ajute la modul bun, i-am luat la 10 cenți, o să-i duc un vizitator pe site. Când vorbim de link building, rezultatele se văd în timp, se văd în urma planificării, ele foarte bune în momentul în care ești foarte organizat și în momentul în care ai o strategie. Trebuie să facem lista de 10 sfaturi, 10 moduri și aș vrea să o fac împreună cu voi. Câți dintre voi ați scris de aici un articol în care să încercați prin articolul respectiv să vindeți sau să promovați un produs? Cool. Hai să vedem... Da, exact. Ce ați făcut cu el? Fără, nu mai știu cine ridicase mâna. Spune tu, ce-i cu el? Unde l-ai publicat și ce conținea? Mai tare. Zice. Ia de cu. Un site de femeie, așa. Mai aproape, ține mai aproape. Da. Și-a fost publicat articolul. Este adresat unui produs cosmetic. A fost scris pe tema asta, documentat. Și-a fost pus pe un alt site. Și-a, practic, acolo s-a încercat să genereze totul ce se întoarce pentru site de ce faceți așa. Site erau două rețea, ca să zic. Erau aleciori foarte tari. Era... Și avea link-uri în interiorul articolului către, către descrierea produsului, nu? Avea și către descrierea produsului, avea și către alte produse relevante, de exemplu în aceeași gamă, și era chiar și widget, ca să spunem așa, undeva în dreapta, în corpul articolului, în dreapta, se convertea practic să dea comandă, să cumpere produsul direct. Ok, și link-ul era pus pe numele produsului sau pe... Da, pe numele produsului. Aici. Era exista și un link no follow cu un buton de imagine și exista și link cu follow direct pe numele produsului. E altcineva? Cine ai zis eu? Și ultimul articol publicat a fost... Ultimul articol publicat a fost în legătură cu parteneriatul pe care noi îl avem cu cei de la Traffic în Europa, pentru magazine realizate de noi, se oferă un an gratuitate. Articolul a fost publicat de noi în toate sistemele gratuite de comunicare de presă, destul de slabe, după părerea mea. Dar, pozit, slabe e la nivel de editare, adică nu poți să faci cam tot ce vrei tu acolo. Și, sincer, nu cred că le-ai citit foarte mulți. Mai bine, e un avantaj că sunt indexate, dar pe noi m-ar fi lăsat să ajungă și pe nivelul să fie citit acele comunicate. Voi ai multe infasfane. Și a mai fost publicat articolul pe blogul Traffic.ro și în rețelele de socializare. Ce deci oricum el s-a indexat, dar am observat că am urcat la multe căutări relaționate cu Traffic.ro. Aici sunt căutat ceva magazin online și Traffic.ro, am ajuns mai sus. Dar nu și comunicatele alea de presă aveai link unde pus? În fiecare sistem, cum ne-am descurcat, sunt foarte slabe editoarele. Adică chiar trebuie să vii la ei să spui vreau să-ți plătesc un advertorial și să mi-l expui exact așa cum doresc eu. Dacă te duci pe care în direct și dai publica aici articolul tău, va fi... Ok, mersi. Altcineva? Eu am participat la un concurs care, a cărui scop era scrierea de unui text de prezentare despre o companie, care companie folosea niște termeni foarte birocratici, în opinia mea, și eu trebuia să-i exprim cumva într-un limbaj mai plastic. Și
pentru că nu prea mi-a ieșit. Era vorba de amenajări, construcții. Era un grup de firme care făcea tot felul de lucruri și trebuia să te prezint asta în câteva paragrafe. Am pus niște clipuri video, mi s-a părut mai elocvent. Dom'le, fă click aici, dar n-aveam nicio legătură. Făceam reclamă și la alte mașini de chestii. Dar mi s-a părut că un clip video ajută mai mult spre înțelegerea... Ești joi să dau rezultat. Dacă e cineva în juriu... Adriana, tu? I-am spus, mă rog, era vorba despre o ofertă, mai bine spus, pentru un anumit grup de clienți. Dar ce vreau să spun este că faci, exact cum ai spus tu, plănuiești, organizezi, îți faci o strategie pentru aceste campanii de lead building, încerci să scrii advertoriale, pentru că este una dintre metodele pe care le folosim cu toții. Încerc să publici pe tot ce înseamnă comunicate de presă și toate resursele gratuite se acceptă și pe cele cu bani, dacă există buget. Și apoi, ce faci? Trebuie să urmărești. Faci campania de link-uri pe cuvântul cheie X și urmărești ce se întâmplă cu acel cuvânt cheie și pe locul lui. Asta e la Lili Patient. Am pus pe comunicatele de presă. Rezultatul a fost că la 24 de ore eram pe prima pagină, în categoria de știri, după cuvântul cheie. A fost foarte ok. Liviu? Parcă ridicați și tu. Da, ridicați și eu mâna. Am scris, de fapt, că eu instruiesc clienții mei să scrie mai mult decât scriu eu. E ok pentru un magazin online să aibă un blog propriu, blog de companie, și acolo să prezinte produsele, fac o recenzie de produs. Fac ok pentru SEO. Una dintre, mă rog, am citit, acum nu știu, sunt eu specialistul în SEO, să vă fac așa prea tare SEO, dar... faptul că faci o recenzie de produs chiar pe blogul propriu ajută la fel de mult ca și cum ai face o recenzie de produs pe alt blog. Pe altă, din punct de vedere al chestii SEO. Exact. Am făcut și eu o recenzie pe un blog de telefoane despre un telefon. Pe scurt, pe lângă chestiile standard, ca să spun despre un telefon, folosim niște coduri de afiliere. Trackback către blogul companiei de unde am luat codul de afiliere, în speranța că vor vedea trackback-ul și o să fie mai subtil și o să intre pe site și o să intru niște planuri viitoare. Link-uri normale și cam atât. Și, bineînțeles, sunt scrise în FTV, acum Cică, probabil, nu știu ce să mai fie, și diverse agregatoare românești care mai au. Mers. Cred că am atins o dată lumea care a scris advertoriale aici în sală. Da, într-adevăr, exact cum a zis și Liviu, cea mai ieftină metodă să îți publici un advertoriale la tine pe blog. Pe blogul companiei tale, primiți link către, Google îl găsește și consideră relevant. Ok, creșterea e mică, dar e acolo. Asta ar fi prima. A doua ar fi publicarea pe site-uri partenere, în momentul în care fie scriu ei despre produsul tău și îți fac o recenzie, fie le trimiți tu o recenzie cât de cât editată, pe care eu o modific în funcție de profilul site-ului lor. Și... Asta ține foarte mult de relația pe care o ai tu cu proprietarul site-ului respectiv. A treia metodă de a obține link-uri prin advertoriale e blogvertising-ul. Să vorbești cu blogger pe care îi cunoști, să vorbești cu blogger care scriu pe anumită nișă de care ești și tu interesat și ei să îți promoveze serviciul sau produsul pe blogul lor. Asta odată fie contrapost. Toți bloggerii, în schimbul unei sume de bani, sunt dispuși să scrie despre anumite produse. Trebuie să spui și notații. Chiar sunt metode foarte, foarte eficiente. Și sunt cont că discursul metodării e... A patra chestie care se poate face e... Aici cred că e a patra, a cincea, a șasea și așa. Nu știu sigur. E web PR. E PR-ul pe care, că de asta m-a propus și că au zis membrii SEMRO mai devreme că nu așteaptă doar profesioniști, așteaptă și oameni de PR și
pentru că și ei au, pot avea un aport foarte mare la o campanie din asta de link building și de SEO prin link building, pentru că PR-ul convențional transpus pe online aduce mari, mari beneficii pe partea de SEO. Aici vorbim odată de ce povestea el cu scrierea în comunicate de presă.ro sau alte servicii asemănătoare. Fie efectiv press relations, în care media relations, nu știu exact care e termenul, în care faptul că tu ai o relație bună cu jurnaliștii, te iau în considerare în momentul în care au o știre pe domeniul tău de activitate, când au o informație bombă și au nevoie de citarea unei surse sau de o părere oficială. Sau care, ca să mai vreau să fac o adăugire, sau chiar atunci când nu au un material pe un anumit domeniu. Exact, sau când nu au material pe un anumit domeniu și pot folosi informația ta. De asemenea, cred că am ajuns la 7, nu? La 7 ar fi topurile. Am văzut foarte mulți clienți care fug de topuri dacă nu sunt pe locul întâi. Și sunt o groază de topuri pe internet, făcute de multe publicații, în care sunt, nu știu, top 10 produse de servicii de email marketing, top 10 companii de nu știu ce, top 10 produse de curățenie. E, topurile astea, absolut toate au link-uri către o destinație a produsului respectiv, a serviciului respectiv. Chit că nu ești pe primul loc, chit că nu ești pe locul 2, chit că nu ești pe locul 3. Odată te ajută ca și imagine să fie acolo, dacă ești într-un top 10, unde sunt competitorii tăi, fie că topul ăla e clar subiectiv, iar ordinea e aleatorie în funcție de autor, faptul că te-a considerat pentru topul respectiv este huge. Iar în al doilea rând, link-urile pe care le obții dintr-un top de genul ăsta este cel mai relevant articol pe care îl poți obține. Pentru că una e să scrie ZOS-ul, ZOS-ul scrie despre orice, să scrie un articol despre Wish, și alta e într-un top al distribuitorilor de Wish din România sau Apartu. Articolul ăla chiar e relevant, este într-un context total favorabil ție. Ce ar mai fi concursurile, cum spunea și Olivian, concursuri în care, spre exemplu, poți tu să organizezi un concurs în care să spui toți bloggerii care scriu un articol despre mine cu link către și își povestesc nu știu ce, câștig un iPad. Mi se pare că Vatra a făcut chestia asta de curând, Quick Mall-ul, că spuneai și tu. Sunt companii care fac chestia asta punctual, în momentul în care în organize and prioritize aici apare nevoia unui push pe partea asta de am nevoie de mai multe link-uri, un concurs de genul ăsta este favorabil, te rog. Și cum îi dădeau proiectul? Nu știu, nu sunt familiar nici cu concursul ăla, nici cu celălalt. Depinde de mecanismul concursului. Spre exemplu, da, eu am lucrat anul trecut pentru un concurs de genul ăsta, în care exista un juriu compus din o ziaristă pe domeniul respectiv, de o persoană de la marketing și PR din compania care organiza concursul și de un blogger. Și ei trei jurizau articolele, le citeam și hotărau care. Poți să faci pe articolul care are cele mai multe comentarii. Poți să faci pe articolul care are cele mai multe trackback-uri. Poți să faci pe articolul care aduce cât mai mult trafic către mine. Scrie un articol pe blogul tău, articolul care mi-aduce cele mai multe, dar asta e deja pe față. Adică nu mai are... Cel mai elegant este să le spui pe număr de comentarii sau să le spui pe număr de mențiuni, chestii de genul ăsta. Adică chestii care să le crească și lor ego. Dacă le zici cât... Da, chestia asta se poate face și pe Facebook și pe rețele sociale. O altă modalitate de a strânge link-uri este să comentezi pe blogul. Să ai imaginea companiei tale, vocea companiei tale, un personaj fie real, fie un personaj imaginar, care intră pe blogurile care sunt relevante pentru domeniul tău de activitate și se implică în discuții. Intră pe forumuri, se implică în discuții, chit că sunt link-uri cu no follow la comentarii sau sunt link-uri normale, ele ajută, on the long run. Și ultima modalitate pe care o văd eu eficientă în partea asta de link building sunt rețelele sociale în sine.
să intri pe rețele sociale, să-ți faci conturi, să comunici cu core target-ul tău, să tai link-uri către produsele tale și să încerci să strângi o comunitate în jurul brandului tău acolo. Chestia asta e o combinație de brand management cu PR, cu link building, dar ajută. La noi, spre exemplu, nu sunt foarte dezvoltate. Dacă lucrați pe internațional, sunt servicii gen geek.com care promovează punctual anumite chestii, iar un link acolo îți poate aduce un spike de trafic impresionant. La noi nu există servicii de genul ăsta, au fost încercate, dar sunt proiecte de publishing în România, spre exemplu, care își aduc mare majoritate din trafic de pe rețele sociale. Și aici pot să dau exemplu Refresh.ro al Costin, care marea majoritate a traficului și-l obține din Twitter și Facebook și din comunitățile pe care reușește să le strângă acolo. La fel, un proiect interesant a fost Nuva, anul trecut, care la fel au reușit să strângă o groază de link-uri și să adune trafic dintr-un blog personalizat și din contul lor de Twitter și de Facebook, fără o alt fel de campanie. Da. A avut o campanie punctuală, dar a avut cu visul și cu Arhi cum să-ți faci micul dejun. Un blog în care ei, odată unul, odată celălalt, publicau rețete de mic dejun folosind produsele lor. Da, că nu doar i-au avut. Deci, eu vorbeam de asta, aia a fost cu bannere, cu vizitează ferma, a fost cu alte metode. Cam astea sunt cele 10 metode, zic eu, eficiente de a strânge link building prin, de a face link building prin advertoriale. Sunt sigur că în momentul în care îți prioritizezi și îți organizezi și ai o strategie clară de ce vrei să atingi, astea sunt metodele pe care le poți planifica. Pe ideea de plan, plan and plan again. Da, eu am zis de vloguri, ok, și ziarele intră... Și am observat că de obicei le acceptă comentarii. Da, 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 da. Mai trebuie acolo. Sunt, ce am zis eu, astea 10 sunt metode pe care le poți controla și le poți planifica. Evident că ideal este să monitorizezi în permanență, exact cum spunea și Adriana, cuvintele cheie pentru care tu faci toată treaba asta cu link building-ul. Și să vezi ce se întâmplă în piață și să vezi ce oportunități mai apar. Internetul este atât de dinamic încât nu poți să te limitezi la o strategie bătută în cuie în ianuarie, până pe un an de zile. Până în iulie lucrurile se pot schimba total și atunci trebuie să ai grijă să fii atent și să prinzi momentul. Să prinzi momentul și să obții rezultate și din mici gimmick-uri care se pot întâmpla pe parcurs. Și cam atât. Dacă aveți întrebări...